Gata. Salutare, oameni buni, dragi apicultori. Suntem într-o zi de 5 august. Am făcut ultimii roi, să completăm ultimele poziții. Și vreau să privim cum se eliberează o regină. Deci, este roi stolon, făcut acum 2 zile. Deci, pentru a fie eliberată ușor regina, îl hrănim cu sirop. Aici avem cușca. Albine lucrează cu spor la eliberatul ei. Hai să vedem. Deci, frumoasă e acolo, da? Iar e această cușcă unde, în clipa în care albinele vor termina de mâncat șerbetul, regina va fi singură eliberată. Vedeți? Iar aici mai repuțin și eliberează. Acest este compartimentul unde va fi hrănită regina până se va elibera total. Uitați-vă ce... Dar deja se văd semnele că regina este primită. Da? Uitați-vă cum albinele se chinuie să o hrănească. Uitați-vă ce frumos ăla e. Dar primul lucru, fiind o perioadă lipsită de cules, siropul. O lăsăm cam mâine. Cam pe mâine ea va fi eliberată. Hai să uitați cât albina adună în podișor. Săraca să adună populația. Ține mai sus puțin ăla ca să nu o opereze acum. Deci acesta este avantajul la aceste cuști. Se eliberează singur. Deci cam în 3 zile albinele reușesc să consume tot acel șerbet. La fel și aici. Auzi, deja au crescut pe ea. Uitați cum au... Ce da, uitați ce frumos.